Azi noapte am deschis o carte, deși mă culcasem decis ca să nu mai citesc. După miezul nopții mi-am zis, totuși, hai să deschid cartea asta numai două pagini să citesc. Și m-am pomenit că s-a făcut ora șapte dimineața. De două, trei nopți citesc dintr-o carte celebră unde scrie cum unei femei credincioase i-a murit copilașul, iar femeia era disperată și plângea. Și a trecut pe acolo o femeie desfrânată care a văzut-o pe mama aceea și i s-a făcut milă de ea când a văzut-o cum suferea. Și a început să se roage. Doamne, tu știi cât îți de păcătoasă, dar te rog de data aceasta să mă asculți cel puțin o dată, ascultă-mă și pe mine. Învie copilul acestei femei. Iar copilul a înviat. Iată deci că rugăciunile făcute pentru ații, dacă sunt spuse cu pocăință și cu dragoste, ajung la tronul lui Dumnezeu indiferent de ce păcate am făcut. Uneori ne rugăm, dar nu vedem rezultatul. Spune apostolul Iacov, cereți și nu primiți pentru că cereți rău ca voi să risipiți în plăceri. Uneori cerem ceea ce este în dauna noastră sau asemenilor noștri și Dumnezeu nu ne ascultă așa cum un tată nu-și ascultă copilul care îi cere Tată, dăm să mă joc cu pe ăsta. Cât despre rugăciunea inimii, m-au întrebat și niște mari învățați din America în urmă cu 2 ani. Și le-am răspuns. Părintele Cleopa a fost întrebat și el. Vorbiți-ne despre rugăciunea lui Isus. Ce a răspuns Cleopa? Eu nu știu ce e aia. Rugăciunea neîncetată nu este o lucrare prea ușoară, dar fiecare o poate face la măsura lui și este bine ca toți creștinii să încerce să spună rugăciunea minții. Există o rânduială, dar eu nu merg la rânduială. L-am spus și celor din America și vă spun și vouă. Întotdeauna când pomenim numele lui Isus, fug toți dracii pentru că demonii se cutremură când au numele Domnului nostru Isus Hristos. Poate că întreaga rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, e mai dificilă poți să zici doar se mântuiește-mă pe mine păcătosul. Sau cum se spune în Acatist, Iisuse Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă. Satana e de acord ca să zici aproape orice cuvânt, dar miluiește-mă el nu suportă să audă niciodată. Într-o mănăstire unde era un program foarte precis, la miezul nopții se tregeau clopotele pentru miezonoptică. Dar de câteva ori înainte de miezul nopții cu o oră începeau clopotele să sună. Și era o gălceavă, ieșeau călugorii de la chilii să meargă la miezonoptică, dar biserica era închisă. Și atunci îl certau pe clopotar. Măi, de ce ai sunat, măi, mai repede? Dar eu n-am sunat. Nu ai tras tu clopotele. Și atunci un cuvios, un frate curat și curajos și a zis în gând. Lasă că văd eu ce se întâmplă. Și s-a ascuns undeva în clopotniță. A stat acolo pitit. Cu oră înainte de miezul nopții, au început iarăși clopotele să sune. Și a ieșit fratele și a spus celui care trăgea clopotele în numele lui Dumnezeu, al lui Isus Hristos, să spăruncesc ție Duhule necurat să rămâi pe loc. Și deodată au încetat clopotele, era satana care încurca treburile. Atunci părintele i-a zis diavolului, nu-ți dau voie să pleci de aici până cer nu cânți și tu, Sfinte Dumnezeule. Și a început să cânte demonul că satana a rămas cu vocea aceea de înger, nu a pierdut-o. Cânta satana încât clocoteau toți munții, așa de puternic cânta. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, iar apoi se oprea. Termină cântarea îl îndemna călugărul. Și iar începea. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, iar se oprea. A treia oară la fel, pentru că nu voia nici de cum să zică miluiește-ne pe noi. Asta nu voia să zică satana. Nu voia să-i cer lui Dumnezeu ca să-l miluiască. Și atunci a început diavolul să roage pe călugăr. Dăm drumul că vine ziua și mă prinde aici. Eu o istorioară cu un mare înțeles. Rugăciunea inimii, deci, este pomenirea numelui lui Isus Hristos. Pomenind numele lui Isus, te sfințești. De numele lui Dumnezeu, fructos dracii, ne spune Scriptura. Dacă nu poți să o zici în formă dezvoltată, zici cel puțin Isus, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă sau doar, Doamne, miluiește-mă. Poți începe să o rostești mai întâi mecanic, doar cu buzele. Doamne, Isuse, Doamne, miluiește-mă, Isuse, Doamne, miluiește-mă. După un an, doi te-ai obișnuit și această rugăciune scurtă îți vine de la sine. După aceasta nu mai zici cu buzele, o zici numai în minte. Apoi, dacă te-ai și cu aceasta câțiva ani, vine de la sine. Și când mintea se încălzește, iar inima atresare de bucurie la numele lui Hristos, atunci e bine. Dar puțini ating această performanță.